Aici, la liceul Lucian Blaga, un elev a fost bătut în timpul orei de profesorul său de istorie, care este fiul directorului școlii. Prin liceu circulă zvonul că motivul disputei ar fi prietena elevului pentru care profesorul de istorie a făcut pasiune și că, în timpul orei de istorie, elevul s-ar fi așezat în spatele fetei, au început să se hârjonească, ceea ce l-a deranjat foarte tare pe profesor și l-a pocnit pe elev. S-a îndrăgostit profesorul Radu Florin de o elevă și de aici a pornit toată... Am auzit că îi plăcea de ea și că... Ăsta, băiatul pe care l-a lovit, se uita la ea, sau doar atât am înțeles, că se uita la ea. Și te uiți, mă, la ea, și s-a dus și i-a dat. Nu știu ce i-a dat, dacă i-a dat cu pumnii, dacă i-a dat cu pumnii. Adina, Adina, nu pleca, Adina, tu ești viața mea. Adina, pentru tine, am zilele bune. Adina, Adina, nu pleca, Adina, tu ești viața mea. Adina, pentru tine, am zilele bune. Toată lumea vorbește despre povestea amoroasă dintre profesorul de istorie Radu Florin și eleva sa Adina. E drept, se vorbește doar pe la colțuri, se bârfește în șoaptă. Spiritele s-au încins în liceul Lucian Blaga după ce poveștile au prezentat în exclusivitate mărturia directorului, nimeni altul decât tatăl profesorului Bătăuș, mărturie prin care recunoștea practic că există o astfel de relație între fiul său și eleva respectivă. Articolul din Cancan este suficient, să știți, și de acolo rezultă în mare măsură, proporție de peste 90%, realitate. Articolul la care face referire domnul director descrie acea zi în care profesorul de istorie Radu Florin a lovit cu pumnul un elev din gelozie în fața tuturor elevilor. Puțin aici. Radu pumne, dar nu-i vorba de persoana mea, că eu... E vorba și de fapt, știți? Așa e. Știți cum e? Eu s-a distrus viitorul.